Hoțul care a terorizat proprietarii vilelor din Ilfov, printre care și cea lui Gheorghe Hagi, a fost împușcat de polițiști. După urmărire, exact ca în filme și după ce în urma sa au fost trase 13 focuri de arme. În momentul în care a fost prins, polițiștii au constatat că bărbatul fusese nimerit de două ori. Cu toate acestea, hoțul n-a suferit nicio rană gravă, iar în momentul jafului a sustras din vila regelui bani și bijuterii.